Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în taur. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru mesaje, sprijin și suport. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele și cu modul meu de lucru, vă puteți abona și puteți apăsa butonul de like pentru a vedea și în viitor alte informații care poate vă sunt utile. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile Oracol și de Tarot. În primul rând, pe 6 iunie avem parte de luna nouă din Gemeni. Iar aici în Gemeni vom avea o mare aglomerare de arhetipuri planetare, pentru că această casă a doua ne vorbește despre stimă de sine, deci puteți avea mai multă încredere în voi, puteți atrage mai multe discuții, mai multe parteneriate în această perioadă, însă atenție la cheltuieli, pentru că nu este o perioadă propice pentru a risipi, ci mai degrabă este o perioadă pentru a planifica, este un an, pentru că l-avem pe Jupiter aici, despre a vedea cum să începem să facem banii să lucreze pentru noi și nu să lucrăm noi pentru bani. Adică un pic de educație financiară vă poate aduce foarte multe oportunități care, da, să vă ajute să vă creșteți veniturile prin interacțiunea cu ceilalți, prin mediul online, prin vânzări care pot acum să ia amploare. Pe 9 iunie, Marte intră în Taur pe casa voastră întâi și vine cu curaj, determinare, voință. Casa întâi este expresia sinelui nostru. Este modalitatea în care suntem noi percepuți de ceilalți, dar și modalitatea în care arătăm. Așadar, unii dintre voi veți fi foarte activi. Va fi o lună foarte aglomerată, care s-ar putea pe voi ca energie să vă obosească puțin, pentru că aveți foarte multe planuri. Atenție la acea energie a gemenilor, pentru că multe încep și foarte puține lucruri devin concrete. Se pot purta discuții inutile în această perioadă, încercați să vă feriți de acele lucruri sau atenție la contracte, la tot ceea ce ține de parteneriate, de documente semnate, la clauzele acelea care sunt scrise foarte mic pe contracte, să nu semnați ceva ce poate nu vă avantajează. Pe 9 iunie intră Marte pe casa voastră întâi și aici vorbim despre expresia sinelui. Vine această perioadă cu mult elan, cu multă determinare și cu mult curaj, voință, energie să fac lucruri, energie să mă mișc mai mult. Vă poziționează la linia de start, iar altora dintre voi s-ar putea să vă aducă o perioadă în care toată agitația din jurul vostru să vă obosească și să vreți să faceți lucruri în ritmul vostru. Marte în Taur este o energie foarte stabilă. Fac ceea ce trebuie, lucrurile care îmi oferă stabilitate și mă oferesc de riscuri inutile sau nu pierd timpul irosind energie în discuții care rămân doar la nivel de vorbe. Apoi, începând cu 17 iunie, Venus și Mercur se mută în rac în casa voastră a treia. Și aici vorbim despre inteligență, despre modalitatea în care procesați voi lucrurile. Racul este un semn intuitiv, este semnul emoțiilor care ne pune în contact, practic, cu trăirile noastre profunde. Ambele planete vor lucra în tandem pentru ca voi să vă găsiți în această perioadă drumul. Casa aceasta a treia vorbește despre comunitate, despre neamul vostru, familie extinsă, frații mai mici, dacă aveți, despre cartierul în care locuiți, despre activitățile pe care vi le faceți voi zi de zi. Astfel că Venus aici în rac vă aduce în jur oameni cu care să rezonați sau simțiți la fel. Sau atenție că vă poate aduce oameni care pot fi ușor manipulatori, pentru că racul poate avea și această tendință de a manipula situațiile, mai ales cu energia gemenilor activă. Să fiți cu băgare de seamă, însă să faceți ceea ce vă îndeamnă sufletul, pentru că una peste alta energia vă susține. Să începeți cursuri de scurtă durată, care sunt de suflet, pe care să le simțiți voi că vă ajută să vă dezvoltați la nivel emoțional. Pot fi planuri de vacanță, pot fi foarte multe discuții care să se concretizeze așa cum vă doriți voi. Apoi avem pe 20
solstițiul de vară și soarele care intră și el în rac aici în casa a treia. Este o energie a începutului aici pentru voi și este un început care, să știți că vă vine din suflet. Orice ați începe voi în această lună este cumva în aliniament cu sufletul vostru. Sunt lucruri la care vă puteți reconecta din trecutul vostru, pe care acum să le concretizați, să le duceți la bun sfârșit. Planuri care pot căpăta formă clară. Dacă cumva vă întrebați ce să faceți, uite că pe 22 avem luna plină din Capricorn, din casa a noua, care are legătură cu credințele noastre, cu filosofia vieții, cu studiile înalte, cu străinătatea, cu partea aceasta legislativă, dar și cu călătoriile pe distanțe lungi. Iar o lună plină vine desigur cu o concluzie. Și semnul Capricornului este guvernat de Saturn, care va intra și el în retrogradare. Așadar, o concluzie care poate viza planul internațional, străinătatea, o relocare care poate este posibilă pentru că nu mai este conformă cu nivelul vostru de trai, cu ceva ce ține de tradiția voastră. Aici vi se cere maturitate sau aveți parte de o concluzie foarte înțeleaptă, foarte matură și vreți să vă pregătiți mai mult pentru viață. Pentru unii dintre voi poate fi o relație care acum devine foarte stabilă, pentru că implică acest aspect spiritual și religios. Mai poate fi vorba și despre a încheia socotelile cu o autoritate internațională, ceva de achitat taxe, impozite sau schimbarea de cetățenie poate fi pentru unii dintre voi. Și așa cum am spus, pe 29 îl avem și pe Saturn în Pești, care retrogradează până pe 15 noiembrie. Și Saturn este lordul karmei, dar și Cronos, cel care ne vorbește despre timp, despre programul vieții, despre naștere, viață și apoi trecerea în neființă din planul fizic în Pești, unde pentru voi se marchează ideea de idealuri, recompense, rețele mari de oameni, planuri de viitor. Lui Saturn îi trebuie 29 de ani ca să ajungă în același semn astrologic. Așadar, în acest context, retrogradarea vine cu reevaluarea lucrurilor care țin de autorități, de viitor, de grupuri de oameni care poate vă influențează, care poate au venit peste spațiul vostru personal ca o autoritate și au impus respect despre niște grupuri de oameni pe care acum nu le mai doriți în viața voastră. Pot fi și prieteni cu care nu mai rezonați, vă schimbați voi setul de valori și aceste lucruri vă fac să vă doriți altceva. Și da, începând cu această lună, puteți vă faceți planuri noi de viitor care să devină sustenabile, mai ales pentru următorii 29 de ani. Această casă a 11 aparține Vărsătorului și Vărsătorul este semnul viitorului. În semnul viitorului stă trecutul. Cumva, în funcție de trecutul vostru, uite cam ce se poate întâmpla. Dacă nu vă place ceva din ceea ce aveți acum, este aici o nevoie de schimbare. Fie să aveți mai multă încredere în voi înșivă și să încercați să vă marketați mai bine, să vă crească încrederea în voi înșivă pentru a avea un job mai bun sau pentru a fi mai bine plătiți, pentru că aveți ocazia să faceți și niște studii, să studiați, să obțineți niște diplome care vă pot oferi vouă acum vizibilitate la nivel internațional, să vă extindeți cumva și la nivel de afacere, dar și dacă sunteți angajat și lucrați sub o autoritate, într-o firmă sau într-o companie sau unde lucrați voi. Deci este un moment foarte oportun în care puteți schimba direcția fără a fi penalizați energetic pentru că o faceți. Să vedem acum ce ne spune și energia momentului prezent în cărțile Oracol, să fii deschis la comunicare, dar la comunicarea cu sursa, cu universul. Aici vorbim despre spirit, despre creație, despre divinitate, pentru că peștii sunt arhetipul care ne vorbesc despre divinitate și în perioada aceasta în care Saturn retrogradează până în noiembrie pe sezonul Scorpionului, avem oportunitatea să intrăm în aliniament cu simțirea noastră, să facem ce simțim. Dacă simțim că ceva nu funcționează pentru noi, să ne dăm crezare, să ne credem noi pe noi pe cuvânt.
Venituri neașteptate. Poate fi vorba aici despre surprize în planul acesta financiar sau despre faptul că trebuie să vă securizați cumva un viitor mai stabil, pentru că veniturile voastre în acest moment prezent fluctuează foarte tare. Și uite că are legătură cu casa a doua, cu potențialul de a face voi ceva în plus pe lângă locul vostru de muncă sau cu posibilitatea de a specula puțin piața, în sensul că puteți câștiga bani în plus, chiar pe mediul online. Pot fi chestiuni legate de criptomonede, nu mă pricep, nu dau sfaturi financiare, dar pot fi, poate unii dintre voi aveți deja investiți bani în așa ceva, sau pot fi chestiuni care acum se reglează. Vin înapoi către voi niște bani sau vă convingeți voi despre ce puteți face. Vă vin niște idei înțelepte despre cum să faceți mai mulți bani. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre noroc, despre șansă. Puteți câștiga un premiu, participați la o tombolă. Avem faetonul, 4 de spade, regele de cupe, 9 de spade, nebunul și asul de monede. Este o lună de progres, o lună de progres la nivel intelectual. Este o lună în care cumva vi se spune să acționați prudent și să nu vă grăbiți. Jupiter acolo în Gemeni tinde să amplifice, să flambeze lucrurile, dar așa cum am spus în citirea pentru tranzitul dedicat lui Jupiter în Gemeni, lucrurile pot să meargă fie alb, fie negru. Exact ca aici. Progres există, trebuie doar să fiți atenți atunci când nu simțiți sau că simțiți că lucrurile nu sunt așa cum v-ați dori voi, să vă urmați intuiția, pentru că este foarte, foarte important acest aspect în această perioadă pentru absolut toată lumea. Un venit neașteptat care te poate scoate pe tine dintr-un impas și acest lucru te ajută să pui bazele unei noi vieți realmente și te ajută să scapi de stresul zilei de mâine. La nivel de relație, poate fi vorba despre progres în a discuta cu cineva la nivel emoțional și despre o nouă șansă. Aici există cineva care vrea să șteargă cu buretele, ca și când nimic nu s-a întâmplat, ca și când stresul dintre voi, ca și când cuvintele care s-au spus nu ar fi existat, și are o intenție sau cel puțin energia acestei persoane indică că vrea să o ia de la început. Există această posibilitate și tocmai de aceea poate vi se oferă această șansă pe casa viitorului de reevaluare a situației din momentul actual, pentru a ști dacă aveți o șansă și dacă rezonați, dacă aveți un viitor împreună, dacă amândoi, să spunem, aveți același drum, aceleași preferințe și aceleași gânduri. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici există iubire și sprijin pentru voi în această lună și voi și partenerii voștri cumva veți lucra la scopuri comune. Și este ca și când odată unul, odată celălalt. Cumva s-ar putea ca la nivel de venituri lucrurile să fluctueze, dar împreună voi veți face o echipă formidabilă și în permanență vă veți regenera dacă lucrați în parteneriat. O șansă nouă de iubire sau ne putem împăca, putem să ne înțelegem de acum din ce în ce mai bine, pentru că ne maturizăm, cumva unul dintre voi își dă seama despre niște lucruri complexe și devine foarte înțelept începând cu această lună și îl ajută și pe celălalt să nu mai fie atât de stresat. Este ca și când stresul vostru se pune pe pauză. Intervine aici o schimbare care vă ajută și vă oferă în această lună bucurie și progres să obțineți niște lucruri pe care vi le doriți. La nivel de sănătate, poate fi această insomnie, poate fi un dezechilibru hormonal, poate fi ceva legat de glandele suprarenale, dacă sunteți doamne, încercați să evitați cafeaua, încercați să evitați alimentele care irită, pentru că toate acele lucruri sunt
strâns legate unele de celelalte. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un stres legat de o mașină veche pe care o puteți schimba sau o puteți repara sau despre niște drumuri vechi. Aici este o revenire de pe meleaguri străine, vreau acasă, m-am săturat și vreau acasă, fac bagajele și eu și familia mea și mergem către țara noastră natală. Văd aici că foarte mulți dintre voi, sau cel puțin o parte, veți avea gânduri de relocare și sunt decizii ferme care vă susțin pe voi energetic să o luați de la început, să începeți o nouă viață. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, puteți scăpa de stresul de a fi singuri. Este o lună în care realmente ceva neașteptat se poate întâmpla pentru voi și este o lună care vă susține pe voi, în primul rând, să acționați, să faceți ceva pentru a vă schimba viața. Progresul, faetonul, o alegere. O alegere pe care în această lună o puteți face, care vă deschide calea către succes, o discuție cu cineva, o aplanare a unui conflict în relațiile de iubire. Poate fi o relație pe care să o reluați acum sau poate fi vorba despre faptul că în casa voastră, în această lună, lucrurile vor fi mai mult bazate pe suflet și pe iubire. Uite, 10 de monede, poate fi vorba despre relocarea întregii familii sau despre o casă, o nouă casă, a ne muta împreună sau poate fi venirea pe lume a unui nou membru pentru unii dintre voi care vă bucură, un serviciu mai ferm sau pur și simplu aici viața mea nu mai funcționează în acest mod în care se prezintă acum și fac această schimbare pentru că am posibilitatea de a alege pentru a mă împlini. Și uite, asul de monede, o iau de la început pentru că îmi merge bine. Doi de bâte. Vedeți, sunt două locații sau sunt două lucruri. Este o perioadă de planificare. În această lună planificați să o luați de la început. Dacă v-ați despărțit de cineva, există energia care vă susține în, pe voi și pe omul de care v-ați despărțit, să analizați foarte bine situația, astfel încât să puteți relua o relație. Poate fi vorba despre iubirea unei posibilități de relație cu cineva pe care acum să o analizați foarte mult. Dar aici unul dintre voi se maturizează, unul dintre voi este foarte înțelept, trecut prin viață și știe ce are de făcut. Curtea, o discuție, vedeți, care ține de planul acesta legal, exact cum descriu și tranzitele, un verdict bun în favoarea voastră sau voi căutați acum răspunsul la o întrebare care vă apasă, vreți să luați o hotărâre și cel mai bun răspuns îl aveți voi, dar cu planul făcut. Este important aici un plan înainte de a lua această hotărâre. Să aveți un plan, un mic plan sau o mică rezervă. Nu văd impedimente, ci mai degrabă văd soluții pentru voi în această lună. Poate fi vorba despre o casă, despre o moștenire pe care puteți pe cale legală să o obțineți. Vi se cuvine cumva legal sau este un drept moral aici care vă ajută să obțineți ceva, să acționați, să începeți dacă vă apasă ceva și aveți un gând care vă înspăimântă și vă tot stresează, acționați încă de pe acum. Nu lăsați pe mâine ceva din ce puteți face astăzi. Iar la nivel de plan financiar, a venit timpul să vă faceți temele. 9 de spade este o casă a gemenilor și exact cum am spus, Jupiter poate însemna și abundență, dar și avariție, poate însemna și expansiune, dar poate face și risipă. Nu risipiți resursele, încercați să acționați precum o faceți voi, cărămidă peste cărămidă, pentru că, uite, acționez pe cale legală, asta înseamnă casa a noua unde avem luna plină, acționez matur, justific și argumentez matur, responsabil, pentru că mi se face dreptate. Este ca și când karma este bună. Aveți un rezultat favorabil începând cu această lună dacă planificați lucrurile corect.
Corect și matur. Talismanele. Este foarte liniștită energia pentru voi, pe lângă faptul că puteți fi bulversați de toate cele tranzite prin gemeni. Uite, stima ta de sine crește. Prinzi încredere să acționezi și acționează pentru că reușești. Chiar dacă poate este un pic dramatic sau nu vin toate lucrurile așa cum le anticipezi, uite, găsești o cale să întorci o situație în favoarea ta. Dar nu pentru că o manipulezi, ci pentru că este corect. A venit vremea și se învârte roata, este abundența aici, este venit neașteptat. Dar această șansă, să știți că o activați voi aici. Avem judecata și judecata vorbește fix despre lucrurile acestea, din nou judecata, că lucrurile pot fi corecte și că se poate trece peste ceva, fie peste niște calcule, fie peste niște acte legislative sau că veți reuși pentru că aveți un drept moral asupra unor lucruri. Și îndrăgostiții. Această lună, fix luna iunie este, fix acest arhetip al gemenilor, vă dă o șansă să alegeți ceva sau să purtați niște discuții care vă sigilează vouă aici un rezultat, un deznodământ favorabil. O eliberare. Uite, până în această perioadă a lui Jupiter sau Jupiter vă ajută, până de sărbători. Poate vă dați un termen limită sau poate se întâmplă ceva care are un impact major în viața voastră până în luna decembrie sau până la sfârșitul lunii noiembrie, căci săgetătorul începe spre sfârșitul lunii noiembrie. Tranzitul lui Jupiter vă aduce niște discuții, să începeți să discutați despre niște lucruri care au un impact major în viața voastră pentru că aveți șansă de succes. Și are legătură cu trecutul vostru, are legătură cu o situație, fie se îngroapă o situație, fie ceva ce a fost îngropat se dezgroapă acum pentru că trebuie vindecat. Te iubesc și lucrăm la asta, la nivel de relații. Această lună vine cu o energie blândă pentru voi, unde puteți prin vorbă dulce să obțineți foarte multe lucruri, iar pentru alții dintre voi aici situația este foarte stabilă în relațiile voastre, iar pentru alții dintre voi ceva ce înainte a fost dureros sau poate ca o povară, în această lună începe să se transforme, devine mai ușor, devine mai lin și mai clar și puteți începe acum, de la început. Acest ghem este materie primă, casa a doua și uite, o luăm de la început, nebunul. Am încredere că reușesc. Pentru alții dintre voi este o călătorie, uite, două suflete pereche și încrederea că puteți avea o viață bună, o relație bună, împărăteasa, niște bani și vin așa ca într-o joacă, dintr-o joacă de copil sau prin copii, ceva legat de copii. Și aici avem inițialele X, Z și J, C și D. Prin diplomație obțineți. Aveți nevoie de niște acte. Trebuie să începeți să discutați despre niște acte și a venit timpul. O îmbrățișare, o ieșire în oraș cu cineva sau ideea că tonul face muzica. Este muzică jazz aici, o ieșire în oraș cu cineva. Pur și simplu o conectare la suflet care vă face pe voi să treceți această lună cu brio, arhetipul peștilor, reevaluarea planurilor de viitor pentru că veți mai multă liniște și o puteți obține. Pentru unii dintre voi decizia este înapoi în țara natală, cumva către asta tindeți, dar planificați-vă foarte bine toți pașii înainte. Un joc.
Sau o șansă, o șansă. Poate aveți o performanță, dacă aveți copii nepoți care practică sporturi, mai ales în not, un rezultat bun aici. Pentru alții dintre voi se resuscitează ceva, intervine această încredere în voi înși vă că se poate și o luați de la început, efectiv o luați de la început, fără niciun fel de obligație, fără niciun fel de datorie. Ziua lui Jupiter. Și este foarte mult verde, foarte multă iubire sau pur și simplu un pământ, un loc, o casă, vă găsiți locul, vă găsiți casa, vă găsiți omul potrivit sau lucrurile la voi în casă încep să capete sens, este liniște și de asta aveați nevoie. Iar pentru alții dintre voi, atenție la imunitate, exact cum am spus, imunitatea. Pot fi aici ceva provocări cu boli autoimune, atenție la ce mâncați, toată mâncarea în aceste vremuri este cum este. Încercați să faceți ce puteți și cât puteți. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși, iubiți și mulțumiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!